scurtă istorioară, dar care are un substrat adânc, are un înțeles, are un tâlc, o învățătură de cele mai multe ori legată de natura sufletească, de natura duhovnicească, de simțământul cel mai frumos și cel mai sublim pe care noi oamenii îl avem întipărit în ființa noastră. Pilda Semănătorului este singura pildă pe care Domnul Hristos a rostit-o și pe care a și tâlcuit-o. De obicei le vorbeau oamenilor în pilde și așa cum se întâmpla adesea, așa cum de multe ori poate apostolii le întrebau învățătorule, oare ce nu vreau să spun cu aceasta? Sau tălmăcește în nou pilda aceasta. Pentru că în această parabolă asemănătorului Domnul Hristos o și tălmăcește, o și traduce pe înțelesul oamenilor. Și le spune că a ieșit semănătorul să semene sămânța. Și o parte din ea la semănat a ajuns pe marginea drumului. Și au călcat oamenii cu picioarele și părțile cerului au mâncat. O parte a ajuns în loc pietros. Și neavând umezeală, neavând loc prielnic să poată rădăcină, nu s-a prins și s-a uscat sămânța. O parte a ajuns într-un pământ bun, dar era înconjurată de spini. Și când se crească, a fost înnăbușită de spini și a murit. Și o parte din semență a ajuns în pământul cel bun și a dat rod în sufit. Iată, Domnul Hristos folosește, a spune, această metaforă a sămânței și a pământului, luate din experiența și din traiul de zi cu zi al omului. Aproape toate pildele și parabolele fac referire la o realitate existențială a noastră, a oamenilor. Omul dintotdeauna a semănat în condiții vitrege sau mai bune. Omul dintotdeauna a lucrat pământul cu sudoarea frunții, bucurându-se de un rod mai mult sau mai puțin. Iată că de aceea Domnul Hristos spune această parabolă, această pildă, pentru ca oamenii să înțeleagă și să se identifice într-un mod real cu ceea ce trăiesc ei și să transpună viața lor normală, socială, de zi cu zi, să o transpună și într-o sferă a sufletului și a vieții duhovnicești. Și Domnul Hristos, așa cum spuneam, și tălmăcește această parabolă. Semănătorul este Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu care ajunge la fiecare om. Și pământul suntem noi oameni. Ba mai mult și explică ce fel de pământ este fiecare din Evanghelia de astăzi. Cel de pe marginea drumului, pământul mătătorit, unde vin păsările și ciugulesc semințele care cad acolo, sunt oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, îl primesc, însă ispita diavolul vine și le ia această bucurie a credinței. Și rămân voi pe interior și cuvântul lui Dumnezeu nu prinde roată, nu se dezvoltă în inima lor. Cei care se aseamănă pământului pietros, spune Domnul Hristos, sunt oamenii cuvântuiți la inimă. Oamenii care au cuvântul lui Dumnezeu, dar prin care cuvântul nu prinde rădăcină. Oamenii sunt reci, sunt insensibili la acest dar pe care Dumnezeu îl face prin Hristos, prin Evanghelia pe care o avem. Și nu se dezvoltă, nu crește acest lucru atât de firesc și atât de normal. Credința în Dumnezeu este un dat compulsiv, inițial al Domnului. Ne naștem cu această predispoziție la a crede, la a cerceta, la a ne raporta la un Creator și a ne explica viața prin sentimentul acesta sufletesc extraordinar în care Dumnezeu ne-a sălășuit pe noi.
Cei care se aseamănă pământului plin de bunie sunt oamenii, așa le spune Domnul Hristos, sunt oamenii care primesc cuvântul lui Dumnezeu, care prinde rod, prinde rădăcină, răsare cuvântul lui Dumnezeu în inima acelor oameni, dar prinși prea mult de grijile vieții, de alergătura cotidiană, îmi spune voi astăzi, de acest stres cotidian, prinși de contractele pe care singuri ni le punem și ni le propunem în viață, fiind prea mult valorați în teruricul acesta, în viața pământească de zi cu zi, iată, își pierd acei oameni credința, rădăcina și toată sămânța Cuvântului Dumnezeu, care lăsare inima noastră a oamenilor, se stinge pentru că este prăbușită, compleșită de grijile vieții. Așa cum poate ne trezim mulți dintre noi, compleșiți fiind de atât de așa grijă și uităm că până la urmă suntem înlocuiați cu un suflet în care ecoul principal este cuvântul, dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în sfârșit, cea de-a patra categorie de oameni din Evanghelia de astăzi, despre care vorbește Domnul Hristos, este categoria oamenilor asemeni pământului. Oamenii buni, în care cuvântul lui Dumnezeu, în care bunătatea, în care facerea de bine, oamenii în sufletul cărora este o permanentă înviere și o permanentă bucurie în fiecare zi, ei sunt pământul cel bun. Pământul care dă rod. Omul bun și pământul bun nu crește lucrul rău. În pământul bun nu crește lucrul care face rău celuilalt. Omul care se aseamănă cu pământul cel bun este omul bun prin excelență. Este omul fără de răutate. Este omul pornit să facă bine în permanență celuilalt. Este omul luminos. Este omul care îmbrățișează ceilalți oameni și se bucură de fiecare zi ca de o zi de Paște. Iată tipologiile noastre ale oamenilor pe care Domnul Hristos îi le spune în Evanghelia de astăzi. Dacă ar fi să transpunem dintr-un plan simbolic al Evangheliei astăzi, într-un plan real al vieții, ne-am pune următoarea întrebare. Fiecare dintre noi, poate, sau mulți dintre noi, am crescut la țară. Sau am fost la țară la părinții și la bunicii noștri. Știm că orice rugat, orice om gospodar, când își pune grădina sau pomorul la țarină, înainte de a semăna, face câteva lucrări esențiale. Iată, suntem în miez de toamnă sau aproape trecuți la sfârșitul toamnei, când oamenii harnici își strâng recoltele, munca lor de un an de zile. Știm că târziu în toamnă oamenii ară, întorc brazda, ca ceea ce rămâne pe ogor să intre sub brazdă, să putrezească și să devină îngrășământ pentru rodul de anul viitor. Ba mai mult, în primăvară, mai strâng resturile de pe ogoare, le dau foc, taie ciulinii sau spinii, adună pietrele, într-un cuvânt am spune că își ogorăsc terenul, își pregătesc terenul pentru că nu poți semăna la întâmplare. Știm lucrul acesta, poate mulți dintre dumneavoastră vă amintiți din vremurile în care poate participam și noi la astfel de munci, nu deloc simple, ci istovitoare și cu atâta trudă din partea părinților, șamoșilor și strămoșilor noștri. Pentru că omul s-a identificat în delungul istoriei întotdeauna cu pământul, cu acest avut, cu această avuție despre care s-au scris pagini întregi. Există și romane atât de frumoase și s-au consumat drame umane și existențiale pentru o palmă de pământ. Deci iată că înainte să semene orice om firesc, orice om care a mai făcut lucrul acesta își pregătește de lui. Și acum vine întrebarea,
Dacă Dumnezeu este semănător și noi oamenii suntem pământul, oare Dumnezeu nu știe acest lucru că trebuie să-și pregătească pomorul înainte să însemne? Oare Dumnezeu aruncă sămânța cuvântului Său la întâmplare cu fiecare dintre noi? Dacă ar fi să judecăm după ceea ce spuneam adineauri, că fiecare semănător știe să-și primenească pomorul, am fi tentat să credem că Dumnezeu seamănă la întâmplare. Dar nu este așa. Dumnezeu seamănă cuvântul Său în fiecare om. Însă, nu Dumnezeu este responsabil pentru pământul inimii noastre, ci Dumnezeu ne-a sădit și ne-a plămădit pe noi oamenii cu această posibilitate și cu acest dublu statut. Noi suntem și pământ, dar noi suntem și semănători. Noi ar trebui să ne primenim pământul și locul inimii și al sufletului, să pregătim ogorul, să facem toată această lucrare de pregătire a sămânței lui și cuvântului lui Dumnezeu și El doar vine și sădește sămânța, binele și binecuvântarea în inima noastră. Toți oamenii se nasc cu acest pământ bun. Viața ne pervertește și ne strică acest pământ fertil și bun. Cu cât înaintăm în viață, fiind copii, copiii toți se nasc buni. Aș îndrăzni să spun că sunt sfinți la naștere. După botez, copiii putem să-i considerăm sfinți, de aceea și împărtășim în fiecare duminică. Sunt fără de păcat pentru că sunt fără de răutate. Dar cu cât înaintăm în viață, iată, de la vârste foarte fragede uneori, răul, invidia, această diferență și această disociere existențială între oameni, iată, își face loc în mintea și în inima copiilor și ulterior în mintea și în inima noastră ca oameni. Încet, încet, dintr-o bucată mare de pământ curat și bun, unde naștem și unde face Dumnezeu, încet, încet, devine din ce în ce mai bătătorit, devine bolovănos și pietros uneori, pentru că ajungem să fim uneori insensibili. Asemenea unei pietre, să fim fără să avem puțină sensibilitate pentru cel de lângă noi. Începem să devenim potropiți de spini, de bălării și de tot lucrul rău care poate să crească într-un loc bun. Atât de frumoasă este înțelepciunea și învățătura poporului nostru, că omul știe că într-un pământ unde este prea multă apă sau nu este deloc apă, șansa de succes a unei recolte bogate este mult minimal. Pălămida, spinii și toate celelalte buruieni, să le numim așa, cu limbajul locali, cresc în lume. Au adânci rădăcinile și rezistă și cresc o lume și năbușe întotdeauna cultura cea bună, trebuincioasă nouă oamenilor. Greul este atât de final din care facem pâinea și toate celelalte pe care le cultivăm. Așa este și cu sufletul omului. Pământul bun, omul bun, sufletul bun este atât de final și atât de ușor de cucerit, cu ispite, cu păcate, cu răutăți, cu căderi și cu tot felul de situații imprevizibile în care fiecare dintre noi ne pomenim și ne trezim fără să ne dăm seama. Iată deci că responsabilitatea pregătirii pământului, sufletului nostru, este și cade în sarcina fiecăruia dintre noi. Cum ne pregătim sufletul? Cum facem o permanentă primăvară în care pregătim, grăbăm pământul și îl arăm pământul sufletului nostru? Prin taina spovedanii, prin bunătate, prin faptul că își cer iertare celorlalți. Este un gest real de a-ți primeni sufletul. Este un gest real prin care tu îți pregătești inima și nu doar să o pregătești, ci cuvântul și Duhul lui Dumnezeu va sălășlui în inima ta și cuvântul și Duhul va prinde rod
Și dacă astăzi, așa cum spunea atât de frumos Mitropolitul Bartolomeu Anania, cheia Sfințeniei nu este să mergi pe ape. Nimeni dintre noi nu are acest dar și acest har de la Dumnezeu să-L făptuim mare cu noi. Ci cheia Sfințeniei și semnul rodului, că Cuvântul lui Dumnezeu prinde rădăcină în inima ta, este ca astăzi să fii ceva mai bun decât ieri și mâine un pic mai bun decât astăzi. Acesta este semnul Părintelui. Iată că Dumnezeu dă sămânță bună tuturor. Dumnezeu mi se oferă tuturor, fiecare dintre noi cei care suntem astăzi aici și celor care nu sunt astăzi aici sau nu sunt înaintea Sfântului Altar să se roage. Dumnezeu se oferă și dă șansă și bucurie și binecuvântare tuturor. Dacă avem un insucces sufletesc, să spun așa, să știți că ne se datorează nouă. Noi nu știm să ne cultivăm pământul timpul nostru. Noi nu știm să udăm sămânța lui Dumnezeu, să o lăsăm să crească, să se dezvolte cu noi și poate de multe ori auzim și știm ceea ce trebuie să facem. Și ne vine atât de greu să primim cuvântul lui Dumnezeu. Ne vine atât de greu să iertăm, ne vine atât de greu să ne cerem iertare, ne vine atât de greu să fim oameni buni. Și până la urmă, aceasta este esența cuvântului lui Dumnezeu. Să fiu un om bun și să fiu un om care trăiești într-un mod egoist doar pentru tine și comunitatea și comuniunea și părtășia sufletească cu ceilalți. Aceasta este recolta bună și bogată. V-aș adresa astăzi o întrebare la care să vă răspundeți fiecare în gând. Evanghelia vorbește de patru tipologii de oameni, așa cum Domnul Hristos ne-a tălmăcit. Oare din care categorie credeți fiecare dintre dumneavoastră că faceți parte? Din care categorie facem parte noi astăzi, care ne-am întâlnit în grup de rugăciune aici? Poate am fi tentați și sunt convins că primul gând întotdeauna i-ar veni să ne analizăm ca fiind cu ultima categorie. Suntem Pământul cel bun. Dar dacă stăm să analizăm toate celelalte categorii de oameni și de soluri din Evanghelia de astăzi, ne dăm seama că poate de multe ori ne-am pomenit cu daruri minunate de la Dumnezeu pe care n-am știut să le conștientizăm. Mi-am atribuit nouă merite cum că suntem puternici, deștepți și frumoși, poate, și tot ceea ce avem în viața noastră ni se datorează în cea mai mare măsură. Dacă am gândit vreodată așa, să știți, dragii mei, că n-am fost Pământul cel bun. Ne-am asemănat cu cei de pe marginea drumului, cu semințele care au crezut acolo și care au o doză de superficialitate, de îndoială față de lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Ne atribuim merite mai mari decât sunt ele în mod real. Și cred că suntem mulți dintre noi care poate pentru o clipă am făcut lucrul acesta. Dacă ne-am pomenit vreodată în viața noastră că am fost insensibili, cu inima împietrită, dacă am fost atât de închiși la inimă, încât n-am vrut să-L iertăm pe cel de lângă noi. Să știți că ne-am asemănat cu Pământul pietros, cu cei care nu pot să ierte repede și Cuvântul lui Dumnezeu, lumina bucuriei lui Hristos, nu ne vine în inima noastră și nu prinde rădăcină, pentru că nu are unde să se așeze, că inima este asemenea unei pietre. Dacă ne-am pomenit uneori că ne bucurăm și dăm slavă lui Dumnezeu de viața aceasta pentru un ceas sau două când ne aflăm în Sfânta Biserică și în restul timpului ne lăsăm pătrunși și conduși de toate picile și toate patimile și de toată răutatea pentru de care suntem în stare, să știți că ne asemănăm cu cea de-a treia categorie, cu oamenii cu care Cuvântul lui Dumnezeu prinde rădăcină
slăbiciunile noastre de zi cu zi, care, de care suntem conștienți de cele mai multe ori, că nu ne duc nici unde, ci ne duc la mine. Și dacă am făcut vreodată un lucru bun cuiva în viața aceasta, să știți că atunci ne-am asemănat Pământului Dumnezeu. Revin la întrebarea pe care m-a adusat în diavol, din care categorie credeți că facem parte fiecare dintre noi în inima noastră? Intenționat v-am expus toate cele patru stări un pic mai detaliat, ca să ne dăm seama că și eu cred cu tărie că fiecare dintre noi, în inima fiecare dintre noi, există cât o mică bucățică din fiecare dintre noi. Există și pământ bătătorit ca un drum, ca o potecă, unde orice îi pune nu va răsări. Există o bucățică a inimii noastre împietrită, tare și insensibilă, unde de asemenea nu va putea să lăsa nimic. Există o părticică a inimii noastre, un pământ bun unde răsare ceva bun, dar grija prea multă va anihila și va da într-o parte. Și există în inima noastră, dragii mei, și pământul. Depinde fiecăruia dintre noi cât de mult îi cultivăm Pământul Cerului. Cât de mult dintr-o parcelă mai mare sau mai mică din Pământul o curățăm pe margini, de spin, de pălămidă, aruncăm pietrele și o facem din ce în ce mai mare. Eu cred că fiecare om este un om bun în lumea aceasta. Depinde proporția de Pământ bun și de Pământ mai puțin. Stă în măsura și în firea noastră să ne curățim Pământul inimii și avem șansele cele mai mari și reale, atât timp cât există o dorință sinceră să devenim oameni buni și ne recunoaștem slăbiciunile, greșelile, ba mai mult și facem ceva ca să le plecăm. Și foarte important, ne plecăm genunchii inimii și îl rugăm pe Hristos să ne transforme El din oameni răi în oameni buni. Abia atunci putem să credem și să spunem că Pământul inimii noastre este Pământul care acoperă cea mai mare parte a sufletului nostru și este un Pământ bun. Deci, iată, eu cred că în fiecare om există toate cele patru tipuri de suflet, de inimă și de Pământ. Și poate ar fi mult mai multe, dar Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi se rezumă doar la patru. Situațiile pot fi și mai multe. Așa cum vă spuneam, poate fi un pământ mlăștinos, unde de asemenea nu va crește nimic. Și tot așa, exemplele pot fi multe, pentru că mulți suntem și noi oamenii cu felurite probleme, cu felurite necazuri, dezamăgiri, cu felurite urcări și coborâri sufletești, cu bucurii și cu toate celelalte pe care viața mi le așteaptă în fiecare zi. În acest sens, al multitudinii de stări sufletești care se răscuresc în inimile noastre de oamenilor, suntem o adevărată antiteză. Suntem un adevărat conglomerat de stări din care nu știm ce să alegem. Purtăm în noi și un strop de rai, purtăm în noi și în acest sens, atât de frumoasă poezie scrie unul din marii poeți ai țării noastre, care a trecut prin temnițele comuniste, pe numele său Radu Gil. Și are o poezie intitulată chiar așa, Antiteze. Și spune așa: n-ai dezverda de n-ai ști să vestezi. Surâd numai acei care suspină. De n-ai fi râs, azi n-ai fi fost gen, de n-ai fi plâns, n-ai pune în ochiul lumii. Și dacă singur rana nu-ți legai cu mâna ta, n-ai punge în străină. N-ai cinduit după un colț de rai, de n-ai purta o scolă pe ea. Și nu te înalți în slăb până nu cazi cu fruntea în pulberea ta amară. Căci dacă învii în cântecul de azi, din ai murit, iată, dragii mei, în
suntem o adevărată Evanghelie. Noi suntem Evanghelia pe care Domnul Hristos a rostit-o astăzi. Noi suntem pământ, noi suntem și semănători, putem deveni și sămânță. Pentru că Dumnezeu lucrează prin fiecare om, oricât de neînsemnat mi se pare că ar fi. Lucrează și își desăvârșește lucrarea prin fiecare. Pentru că fiecare, în mod de plin și real, este chip al lui Dumnezeu și primește har și binecuvântare într-o dimensiune maximă, precum toți primim și precum ne primește Hristos pe fiecare. Iată, aceștia sunt pământ bun, pământ secetos, pământ tare, pământ plin de Sfânt. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze inimile și mințile, ca să ne cultivăm fiecare cum putem, ca la sfârșitul vieții, sau preferabil cât mai curând în viață, ca să ne bucurăm cât mai mult de rodul, dar să găsim și să ne contabilizăm, dacă vreți, să ne măsurăm, așa cum își măsura o milioară țăranii grânele, să ne măsurăm mersul vieții noastre și să descoperim că totuși parcă am cultivat ceva. Totuși parcă nu ne-am lăsat năpădiți de spini, nu ni s-a întărit pământul inimii, ci așa cum am putut, mai șchiopătat sau mai plin de viață, am trecut prin această viață și ne-am cultivat cum am putut, cum am știut, dar până la urmă predăm ceva, așa cum le predăm copiilor noștri, averile și avuțiile, așa să le predăm și celorlalți, bucățica noastră de inimă cultivată cu pământ bun și cu rod adevărat.